Pot să spun cu tărie și fără fală să mă deschie că am face față provocărilor acestei discipline chiar și peste ocean. Deci nu văd de ce ar trebui să plec dincolo să-mi dovedesc mie sau să-mi dovedesc mie că pot mai mult sau că pot și eu să fac ce pot să fac americani. Nu, putem face sau chiar ei nu pot să facă, nu pot să facă totdeauna ce putem să noi să facă. Deci, practic, nu este nicio diferență între noi și ei. Sunt român. Mă mândresc cu asta. Mă mândresc și cu ce am realizat, dar am realizat printr-o cultură învățată în altă parte, adică prin cultura italiană. Sunt la fel pentru mine. Totuși sunt acasă. Totuși este țara mea. Odată cu criza, practic, s-a stabilizat și entuziasmul altora de a mai pleca, pentru că, evident, se obține mult mai greu orice acum în Occident. Și aia care au venit, au început să vină, e un ritm relativ constant. Adică nu sunt fluctuații mari și nu avem nici să credem că se va întâmpla ceva dramatic. Am putea să credem că se întâmplă ceva dramatic eventual invers. În sensul în care dacă se va simți tot mai rău Europa sau multe țări din Europa, s-ar putea să avem un val invers, adică de oameni care se întorc, mai puțin care pleacă.